Salutare! Astăzi vom petrece 24 de ore în mașină! De fapt, nu este o mașină simplă, ci o autorulotă, o căsuță pe roți! Iar aceste 24 de ore le vom petrece împreună cu toată familia! Acum este ora 8 dimineața! Și în 10 minute încep lecțiile online! Atunci ce să stăm? Matei, hai să mergem în rulotă! Să deschidem ușa, scările și pe rând intrăm! Așa, bravo, Matei! Melisa, ușuriel, cu piciorul așa, micuța, și Virgiulică și mami! Pa, pa! Am intrat, aici este curat, se podea, și ne descălțăm, luăm șlapii de schimb, papucii de cameră, Matei și tu, hai descalță-te, și dezbrăcăm hainele. Da. Dar oare vom rezista noi să stăm atâta timp aici, fără să ieșim afară? Dar geamul putem să-l deschidem. Desigur, Mircea, geamul! Geamurile toate le putem deschide, dar nu putem ieși afară! Măcar asta, da? Și unde vom dormi? Pe scaune? Nu, glumesc! Ia priviți aici, avem un dita mai dormitorul! Iată, se pune scara și vom urca acolo sus și vom dormi. Vreau, dar nu spun. E tot, acesta este dormitorul pentru părinți. Iar acolo avem dormitorul copiilor și unul deja a dormit și este cu două nivele. Ia priviți, aici va dormi Mircea și aici Melisa, sau invers. Sau voi nu doriți să dormiți aici înăuntru? Vreți afară? Nu! Nu vreți să pierdeți challenge-ul, da? Dar avem mâncare? Cum o să stăm aici 24 de ore? Totul este, ia priviți aici, veniți la mine! Suntem aprovizionați cu de toate, începând cu frigiderul, este plin! Vai, iaurt, brânză și bucate, apă, lapte și să vedem în congelator. Wow, avem colțunaș de casă cu cartofi. Și să vedem aici, ia priviți aici, avem legume și fructe și apă de rezervă, de băut, apă potabilă, super! Dar stai, dar dacă vrem la baie? Nu știu, Mircea, ieși afară, aici, benzinărie, pe undeva să fie, dar pierzi challenge-ul! Avem soluție și pentru asta! Ta-da! Ia privește aici! Dar ce e aici? Aici este un aragaz. Ia privește, aici poți să gătești mâncare. Dar aici? Aici este chiuveta. Aici ne vom spăla pe mâini, vom spăla vasele. Așa, ia priviți. Cine vrea să bea ceai la micul dejun? Eu! Și ca să nu ne plictisim, ce facem, Matei? Ne jucăm puzzle? Construim puzzle. Multe ți-ai luat. Ne vom distra aici cu tine. Și prima care vrei să o construiești? Acesta? Acesta prima dată îl construiești. Hai prima să zic acesta cu mașinuță și după aceea vedem mai departe. Acestea sunt profesiile. O să învățăm și profesiile, dar și puzzle construim. Da. Bravo! Aici pe jos noi am spălat, este curat și Matei poate să se joace. Noi de fapt aici avem mai multe challenge-uri. Să păstrăm curățenia, să avem grijă să spălăm vasele la timp, să ne facem lecțiile, da? Și să ne distrăm în timpul liber.
ce ziceți? Ne descurcăm în această căsuță, în această mașină! Apasă pe like dacă îți place challenge-ul nostru 24 de ore în mașină! În autorulotă este foarte cald, deși afară avem minus. În noaptea aceasta am avut minus. În mașina noastră, ia priviți, 25 de grade avem. De două ori am deconectat căldura și se menține foarte cald. Este ora 8:30 și începem călătoria noastră! Gătim bucate pentru toată familia. Ce miroase! Miroase a hrișcă! Și aici avem ciorbiță cu pui. Mami, nu uita să pregătești cașcavalul. Îl vom filia. Și ia priviți aici ce mai avem. Un fel de șuricel de afară, o cărtiță a venit. Căpșunele! Tati filiază cașcavalul. Adoratul copiilor. Da. Și aici deja bucatele sunt gata. Copii, haideți să mă ajutați să punem în farfurii și aranjăm masa. Mircea, vino să-ți transmit ciorbița și cu lingura. Următorul. Dar știți că nu e atât de imposibil cum părea. Chiar e foarte confortabil. Și e gustos. Așa. Următorul. Mircea, ție cât? Jumătate de farfurie? Da. Și cărniță? Ține Mircea. Acum vreau să mănânc carnea. Și hrișca noastră. Ce bine miroase. Felul 2. Felul 2. Și imediat vin și fructele. Miam, miam. Felul 3. Până la 10. Deja a dormit. Și familia, ia prânzul, poftă bună. Mulțumim. De ce aveți aici? Wow, ciorbă, hrișcă, legume și fructe. Căpșunelile le-ați gustat? Mm-hmm. Le gustăm imediat. Ia priviți ce priveliște avem de aici din autorulotă. Foarte faină. Și cum e? E călduț aici la noi în casă? Da. Poftă bună nouă. Ne vedem mai târziu. Și împreună strângem masa, spălăm vasele. După aceea, ce mai facem? Vedem ce activități facem. Da. Pe bicicletă! Da, în autorulotă, 24 de ore. Pe loc repaus. Așa, spălăm vasele, dar nu lăsăm să curgă apa la robinet. Pentru că economisim, nu suntem acasă și capacitatea rezervorului este limitată. Așa că ne străduim cât mai puțin să conectăm apa, cu toate că avem apă suficient, o să ne ajungă. Și ultima linguriță! Bravo, Matei! Am mâncat toată ciorbița! Ia să spuneți, este bravo, Matei? Apasă pe like dacă așa crezi! Bravo, puiuțu! Bravo! Și după masă, tati are de băut pastile. Ia priviți câte sunt, luni, marți, miercuri. Și mai are de primit încă 2 săptămâni. Este un tratament de lungă durată, dar care face bine. Și încă nu sunt toate pastilele? Da, mai ai de pus acolo încă mult. Nu am încăput? Ia să vedem cum arată. Și parcă acestea toate într-o zi trebuie să le bei toate. Acestea parcă sunt verni. De ce adulci? Ia deschide să vedem câte sunt aici. Câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastile pe zi.
Și a venit seara și punem parasolarele ca să mențină căldura la noi în autorulote. Da. Și peste tot, da? Parbrizul și geamul șoferului deja este puse. Ia, credeți ce interesant. Jaluzelele deja au parasolare în partea cealaltă. Da. Așa, jos. Să se țină. Așa. Și ne jucăm domino. Așa. Le întoarcem. Hai, Matei, pe toate le întoarcem. Și haideți să ne luăm fiecare. Ne amestecăm. Câte le luăm? Câte 7. Cine are 1-1? Nu eu. Matei, tu ai? Matei are. Hai, pune-o. Pune aici, Matei. Așa. Așa. Mircea, următorul. Așa. Stai, Matei, că nu e rândul tău. Melissa pune. Ține puțin la tine. Așa. Așa. Și acum eu. Nu. Ai. Hai, Matei, tati, ajută-l pe Matei. Super, Matei, bravo. Așa, noi facem așa. Okay. Facem cu 3. Mircea, 3 nu are. Dacă nu are, cum face Mircea? La magazin. Magazinul este, da, acum. Magazinul este, pune Melissa. Unde e magazinul? Matei, ui, sunteți în 4. Se pregătesc copiii de somnic. Cine e acolo? Afară se vede. Interesant? Așa e, nu avem voie să ieșim afară. 24 de ore în mașină. Da. Și tu unde dormi? Da, Mircea deja a dormit, obosit. Și Matei cu Melissa au rămas, cei mai rezistenți. Așa, aici avem o plasă de protecție. Și uitați, vă fixăm aici sus. Melissa, mă ajut. Și Matei, hai, ajută-mă. Așa. Bravo! Ia priviți ce bine este. Să nu cadă copiii de la nivelul superior. Da. Și Matei, tu dormi cu Melissa acolo, da? Da. Ah, dar stați că nu v-am dat plapuma. Pierna! Bravo! Așa, bravo, Matei! Așa, noapte bună, copii! Noapte bună! Matei, noapte bună! Matei! Noapte bună! Noapte bună, Mircea! Iar mami pleacă la baie. Mă duc să fac un duș înainte de culcare. Și ia priviți aici. Și... tadam! Și cabina de duș este pe loc. WC-ul se transformă în baie. 2-1! Ce copii? Zâmbiți, da? Dar în schimb avem de toate aici.